Poate că o să prindă bine înregistrarea, așa că vă spun încă o dată bună seara. Mă bucur să fim împreună și în seara aceasta am ales să discutăm despre cum să facem cumpărături inteligent, într-un mod inteligent și cu economie, îmi place mie să spun. Pentru că da, fiecare dintre noi, aici mai aproape, fiecare dintre noi ne dorim calitate, ne dorim produse eficiente la noi acasă, și am vrea să plătim cât mai puțin pentru produsele pe care le folosim în locuința noastră, nu-i așa? Așa că eu am să vorbesc despre produsele pe care le-am descoperit în urmă cu vreo 13 ani. Recunosc, sunt în 2 ani am folosit o parte dintre ele. Le cumpăram la prețuri mult mai ridicate și nu știam de fapt. Oricum am considerat că sunt foarte economice, chiar și la prețurile acelea care și în ziua de astăzi sunt duble față de prețul care am dat eu pe produse atunci. Ideea este în felul următor. Eu am constatat și chiar vă rog să observați și voi, cei care nu folosiți încă produsele sau nu folosiți toate produsele, am constatat că cei mai mulți bani se duc pe mărunțișuri. Ce consider eu mărunțișuri sunt produsele pe care le folosim zilnic. Și suntem tentați de multe ori atunci când intrăm într-un supermarket să spunem, a, ăsta uite la promoție, ăsta e cu scoci roșu, ăsta e cu preț roșu. Și de fapt, dacă ai fi fost foarte atent sau dacă s-a întâmplat să-l cumperi în urmă cu 2-3 zile acel produs, de fapt, poate că era mai ieftin cu un 50 de bănuți și acum dacă a fost cu preț roșu, tu ai tins să îl cumperi pentru că este preț cu roșu. Mai mult decât atât, am constatat nu odată, de multe ori, nu tot ce pare ieftin este și ieftin. Pentru că, mai dau drumul în casă dacă e cineva, am observat de multe ori, eram tentat și la noi în România este o modă, ca să spun așa, wow, cât este de mare! Este doar 20 de lei sau doar 30 de lei și uite, are 5 litri sau are 3 litri. Ei, de multe ori eu am constatat că era o mare țeapă acel produs mare, pentru că era foarte lungit, nu era eficient, trebuia să folosesc o cantitate foarte mare de produs și până la urmă tot se termina foarte repede. Și cumva toate produsele din magazine sunt făcute ca să-ți ajungă exact o lună. Nu știu dacă ați observat, cel puțin îmi aduc aminte. Noi în fiecare lună când primeam bonurile de la servici, mergeam în supermarket și observam, cumpăram cam aceleași produse în fiecare lună. Pentru că de la o lună la alta se duceau sau de multe ori poate trăgeam de acel produs să mă ajungă o lună de zile până când iau bonurile sau până când iau salariul ca să mai recumpăr acele produse. Ei, aici, cei care folosiți știți, avem produse de înaltă calitate. Mi-au atras atenția pentru că sunt biodegradabile, inclusiv recipienții în care sunt puse produsele sunt biodegradabile, sunt foarte concentrate, sunt delicate cu mediul înconjurător, cu suprafețele noastre, nu ne distruge suprafețele din casa noastră, ba din contră, le protejează o perioadă mai îndelungată, nu ne dăunează sănătății noastre. Și mai sunt și concentrate pentru că se diluează foarte, foarte tare și ajung mult. Toate produsele sunt produse trend mark, ceea ce am cumpărat în urmă cu 10 ani are aceeași calitate și astăzi. Deci nu se distruge calitatea pe măsură ce trec ani, cum suntem obișnuiți să spunem despre anumite produse. Nu am să dau nume la produsele din comerț. Fiecare mergeți cu mintea la produsele pe care le-ați folosit voi, da? Și spuneam, de multe ori aveam mâinile iritate de la detergentul de vase, ba mai spălam și cu mănuși, ba mai trebuia să limpezez foarte mult vasele pentru că conțin și fosfat și baze tari acele produse și nu le limpezim suficient, da? În momentul în care dacă ți-ai băgat nasul într-o oală, că ai spălat o oală și ia încă miroase detergent acolo, înseamnă că ai fosfați, ai chimicale. Și da, o să spui nu-l mănânc cu lingura, ba da, eu spun că o să-l mănânci exact cu lingura sau o să-l bei cu paharul. Pentru că rămâne în apă, rămâne în oală, rămâne în mâncare și tu gătești în continuare peste și în felul acesta am întâlnit persoane
care aveau helicobacter și mi-au spus, a dus la medic și l-a întrebat medicul, ai mâncat mult timp în cantină? Era un mecanic auto și avea o cantină în apropiere și a spus, aproape 15 ani am mâncat la cantină. Se vede. Cei mai mulți oameni fac aceste probleme din cauza detergenților de proastă calitate cu care se spală vasele. Ei, aici avem detergentul de vase, care are ulei de nucă de cocos, citrice, castravete și aloe vera și din el eu fac sincer, aproximativ 8 litri de diluție. Îl diluez în acest recipient în care pun apă până aici și cât țin cu degetul pun concentrat. Îmi hidratează mâna, paharele rămân curate și cristaline, nu necesită atât de multă clătire, deci vom face prin urmare economie inclusiv la apă. Iar de aici încolo, apa nu mai este așa de rece la rețea, se poate spăla inclusiv cu apă rece și veți face economie și la curent și la gaz, pentru că oricum nu este ieftin în perioada aceasta. Și veți economisi și apă, pentru că va fi necesar mai puțină clătire decât celelalte din comerț. Așa că, folosind acest produs, eu am observat cât de multă economie fac. Și haideți să o luăm, vreau să facem un exemplu concret, da, la acest produs. Este un produs care este 40 de lei prețul de client, da? 40, de oaspete, 40 de lei. Și o să lucrăm cu prețul acesta. Dacă și îl folosesc la o familie cu 3 persoane, îmi ajungea cam 6 luni de zile. Că suntem numai noi doi, îmi ajunge peste 8 luni de zile, da? Acest detergent de vase. Chiar 9 luni de zile cât de bine îmi ajunge. Eu un detergent din comerț înainte foloseam cel puțin un litru pe lună și de multe ori trăgeam de el să mă ajungă de la o lună la cealaltă. Mai este cineva în cazul ăsta? Nu știu, ridicați-mi o mână, faceți-mi cu capul. Ați vi s-a întâmplat? Cam așa. Și dacă stăm să ne gândim, un litru de detergent din comerț este aproximativ, am înțeles, vreo 15 lei, 10 lei, nu mai știu, eu nu m-am uitat. Dar să spunem că este doar 10 lei, deși nu mai cumperi detergent de vase la 10 lei litru din comerț. Da? Și atunci 8 litri de detergent de vase ar fi 80 de lei. Pentru că mie mă ajunge minim 8-9 luni de zile un asemenea detergent. Aș fi dat cel puțin 80-90 de lei pe detergentul din comerț. În continuare aveam mâinile hidratate, distruse, rănite, alergie, în continuare, foarte multă apă consumată, curent, gaz, toate celelalte și unde punem că înghițeam și fosfați, dar aruncam și recipienții care le trebuie 700 de ani să se descompună. Pe când recipienții noștri care sunt din arbore de cauciuc îngropați în pământ, în 7-8 luni de zile se transformă în îngrășământ natural. Uitați-vă câte beneficii avem plus economia de bani. Și acum vreau să trecem așa un pic printre produse, o să vorbim despre produse pe care le folosim zilnic sau cel târziu sau cel mult o dată pe săptămână. Da? Un alt produs pe care îl folosesc zilnic este locul universal. Nu este zis să nu am nevoie de el. De aceea îl și folosesc cu această pompiță. Cu el spăl tot ce suportă apă, gresie, faianță, parchet, pereți, lavabil, ramele de la termopane, chiar și astăzi eram foarte încântată că mi-am mai șters un balcon, mașina pe din afară, inclusiv în mașină, tapiserie. Deci îl folosim peste tot unde avem noi nevoie, inclusiv încălțămintea, în interiorul încălțămintei și îmi ajunge aproximativ un an și este 44 de lei. Cumpărând un produs în fiecare lună pentru a spăla pe jos, cumpărând un produs pentru tapiserii, cumpărând un produs, nu știu, pentru a curăța ușile și celelalte, doar 3 produse dacă ai cumpăra pe lună ar fi cel puțin 30 de lei. Ori un an, să spunem ori 10 luni, da, ar fi 300 de lei. Oare dacă eu v-aș cere pe acest produs 300 de lei, ce ați spune? Soțul știți ce spune? Scump, doamnă, scump. Da, îi se pare scump. Adică glumește. Cei care îl cunoaște știți că el glumește. Dar atunci când te duci în fiecare lună să dai 10 lei, 10 lei, 10 lei, 10 lei pe câte un produs, aici ajungem la vorba că cei mai mulți bani se duc pe mărunțișul. Mi se par ieftine, dar de fapt ele sunt scumpe.
sunt mult mai scumpe decât ceea ce noi avem în magazinul nostru virtual. Dar unde punem că noi nici măcar nu dăm 44 de lei pe el? Că noi dăm cât? 31, 32, cât e acum? 33? Abar nu mai am. Deci undeva acolo. Da? Deci este încă un produs zilnic. La toaletă poate nu pui zilnic detergent, dar măcar o dată la două zile sau poate tot a treia zi totuși pui câteva picături, pentru că în felul acesta el chiar îmi place, absorbe mirosurile neplăcute din baie și știți ce, dragile mele, îmi place felul în care lasă luciu pe vasul de toaletă. Nu mătuiește, nu corodează cum făceau ceilalți detergenți de toaletă. Duce depunerile de piatră și efectiv strălucește acel vas de toaletă. Când, care e sentimentul tău când intri în baie și vezi luciul la acel vas de toaletă? Unde pui mirosul plăcut pe care îl lasă și discret? Nu mai pătează nicio haină. Am să vă întreb câte din dumneavoastră, din voi, nici nu știu cum să zic, vi s-a întâmplat cel puțin odată să curățați vasul de toaletă, să treceți cu un pantalon pe lângă și să vă distruge, să vă deteriorați hainele. Vi s-a întâmplat? Eu înainte să cunosc aceste produse aveam haine de sâmbătă, haine de curățenie. Pentru că orice făceam, dând pe cadru, dând undeva pe o faianță, dând pe vasul de toaletă, undeva mă atingeam și toate acele produse chimice îmi pătau hainele. De când folosesc produsele acestea, chiar dacă sunt îmbrăcată de gală, pot să fac curat în baie pentru că nu-mi distrug absolut nimic și nu mai am nevoie de mănuși, nu mai dau banii pe mănuși, nu mai am nevoie să frec atât de mult. Știți că și peria la toaletă se distruge dacă freci mult cu ea? Da? Acum o schimb doar dacă vrei să o schimbi, eu știu că vrei să o schimbi, dar nu se mai distruge folosind acest detergent, dacă ați observat. După aceea, produsul de baie îl folosim aproape zilnic, da? Pentru că faci duș zilnic, ai nevoie zilnic sau măcar o dată la două zile sau știu și eu să îți pulverizez, să împrospătez baia. Îl ador. Pe lângă că este foarte concentrat, el este atât de mic, de drăgălaș, are un jumătate de litru, dar din el obținem 3 litri de diluție. Îmi place extraordinar de mult la baterii, capul de duș. Întotdeauna când îmi curăț baia, faianța, orice pulverizez în baie, am grijă să dau și pe capul de duș. Noi înainte schimbam frecvent capul de la duș pentru că ne trezeam că nu mai curge apa, nu mai puteai face duș cum se punea depunerea de piatră și se astupau din orificiile, din găurelele alea mici ale dușului. Nu am mai schimbat un cap de duș decât când s-a distrus cablul sau nu știu ce, dar nu mi s-a mai infundat capurile de duș de când pulverizez și curăț acolo cu el. Apoi, o să spuneți detergentul de vase, păi cine mai spală vase cu mâna că avem mașină de spălat? Nici o problemă, dragile mele, și eu am și mașină de spălat în casă, avem pastilele și pentru cele care aveți mașină de spălat mică, da? Vă sugerez să nu risipiți pastilele. Cu o jumătate de pastilă vă spală suficient de bine vasele. Și eu am mașină mică și pun pastila întreagă doar când îmi este lene să o tau în două. Da? Și sunt 3 în 1. Și vreau să vă spun că eu am o experiență extraordinară cu pastilele la mașina de spălat vase. Am să fac această paralelă. Eu nu am numai de vreun an și ceva mașina de spălat vase și atunci când mi-am cumpărat mașina de spălat am primit și 3 pastiluțe cadou, cred că de la Finish erau, da? Finish. Și nu le-am folosit, tot le-am ținut acolo într-un sertar și odată din, nu știu, din viteză, de ce, le-am pus în mașina de spălat. Și în timp ce îmi deschid mașina de spălat, vorbesc cu Nicoleta la telefon și spun, Doamne Dumnezeule, mașina mea deja nu mai spală bine vasele, cred că s-a stricat. Mie nu mi-a spălat vasele bine, mi le-a lăsat așa de unsuroase, așa de ciudate. Nu, nu e ok, cred că mi s-a stricat mașina. Și zic, exact aceeași chestie mi s-a întâmplat și aseară. Și atunci mi-a zis Nicoleta, a început să râdă. Ha, ți-ai pus cumva pastilele de la mașina de spălat pe care le-ai primit cadou? Zic, nu! Ba da, astea le-am pus. De aceea, în felul acesta, spală renumitele pastile. Am râs amândouă și mi-am pus o jumătate de pastilă în mașina de spălat și i-am dat drumul înapoi cu pastila de la Dish Drops. Mi-am scos vasele curate, scârțăind de curate, uscate. Deci cu pastila de la... Am spus că nu o să dau nume, dar da, de data asta chiar vreau să dau nume pentru că mi s-a întâmplat.
cu pastila de la finish, nici măcar nu mi-a uscat mașina, vasele, dar nici nu mi-erau curate. Mi-a mai rămas acolo încă o pastilă, dar am tot aruncat-o că nu am vrut să mă spăl vasele de două ori mașina de spălat. Da? Deci încă o dată și am pus pastila întreagă și ale mele le spăl de o regulă cu jumătate de pastilă. Deci am vrut doar să vedeți așa o diferență când spunem că produsele sunt scumpe, dar haideți să ne uităm și ce fac produsele noastre. Și da, sunt foarte ieftine, pentru că dacă eu calculez 120 de tablete, da? 120 de încărcături, sunt 60 de tablete în mașina, în pastilele de la Dishdrops. Dar eu spăl de 120 de ori cu ea. Oare cât m-ar costa 120 de tablete din alt produs din comerț? Nu știu. Asta fiecare să vadă. Deci trebuie să învățăm să punem în balanță. Astăzi mi-am mai împrospătat, mi-am mai șters un pic geamul la balcon. Etajul 1 se parchează aici aproape și mi se face praf mai des. Deci nu mi-a venit să cred cât de rapid am urcat, am curățat și zici că geamul meu mi-a rămas oglindă. Mai mult decât atât. Acest produs, apropo, cred că s-a golit în recipient, abia așteptam cu soțul nostru să ni se golească detergentul de parbriz din rezervor ca să putem să punem din nou detergentul de geam. O să vedeți cât de bine spală inclusiv muștele uscate care se lipesc în drum, pe parbriz. Nu o să mai doriți niciodată. Eu urăsc iarna că nu pot să-l pun iarna pentru că nu are alcool și îngheață. Plus că curăță foarte bine tot ce înseamnă oglinzi în baie ce aveți nevoie. Încă ceva. Și pentru mobila din MDF lucios puteți să o folosiți, va fi un real ajutor. Sper să nu vă plictisesc că vorbesc despre produse, pentru că o mare parte dintre voi le știți, dar am constatat că sunt printre parteneri persoane care nu știu produsele, care nu știu la ce să le folosească. Și atunci, dragii mei, atâta timp cât tu nu știi ce ai în magazin, nu poți și nu le cumperi. Și te duci în continuare și arunci banii pe mărunțișul. Te duci în continuare și cheltui. Și tu ai la îndemână o mină de aur. Noi cu aceste produse, cu magazinul nostru, avem o mină de aur. Doar trebuie să realizăm și să conștientizăm acest lucru. După aceea, cred că sunt foarte puține printre noi care nu băgăm cel puțin o dată pe zi sau măcar de două ori pe săptămână haine la spălat. Avem varianta pudră. Detergentul pudră pentru cine nu-i place cel lichid sau pentru persoanele care place să-l folosească la albituri. Mie, de exemplu, îmi place să folosesc pudra la albituri. Merge și pe colorate, este universal, dar noi am făcut o regulă în casa noastră. Pentru albituri folosim pudră, iar pentru restul folosim lichid. Ce vreau să spun despre detergenții noștri, ori despre care vorbim? Îmi place foarte mult pentru că sunt testați dermatologic și alergologic. Când auziți persoane care suferă de alergie, nu așteptați prea mult. Intrați în discuții cu oamenii și vorbiți-le despre acest detergent. Este detergentul care mie mi-a salvat pielea. Eu, mai ales aici în spate, tot timpul eram iritată. Tot timpul mă mânca spatele. Spuneam că etichetele sunt nu știu cum sau nu știu ce. Aici pe spate este porțiunea corpului unde cel mai mult se freacă hainele. Te miști cel mai mult din umeri, din spate, da? Și cele mai multe persoane o să spună mă mănâncă foarte rău spatele. Cele care au acest lucru, le întâlniți recomandațiile să schimbe detergentul. Are sfeclă de zahăr, porumb și un dedurizant pe bază de mazăre verde. Curăță și întreține instalația mașinii de spălat. Dragii mei, mașina o să fie mai puțin zgomotoasă. Hainele o să fie mai curate, o să fie mai învigorate culorile. Și vom face economie. Nu mi-am adus detergentul măsurica de la el, mi-a rămas în cămară. Mă rog, cred că fiecare cunoaște măsurica. O linguriță, mai exact. Are o protecție pentru capse, pentru fermoare. Nu le lasă să se oxideze. Este încă un beneficiu a produselor. Uite că nici nu mai îmi vin.
Sunt foarte multe chestii faine de care noi avem nevoie. Un detergent din acesta ar fi echivalentul, uite, ne arată Nicoleta măsurica, mulțumesc Nicoleta, iar această măsurică se pune în mașina de spălat dacă sunt haine foarte murdare, sunt haine albe. Dacă avem articole de fiecare zi, o să punem decât jumătate măsurica. Da? Aici avem echivalentul cam a 5-6 kg de detergent din comerț. Da? Și este testat dermatologic și alergologic, cu toată încrederea recomandați persoanelor. Acest detergent nu are balsam, n-am adus de la baie balsamul, dar este balsamul pe care îl recomand din suflet. Este testat dermatologic, alergologic și pediatric. Mai mult decât atât, vine vara, începem să purtăm bluziță, rochițe. Nu-l duce pe ăla. Nu se mai oxidează rochițele noastre. O să observați că folosim balsamul de rufe dacă folosiți pudra, veți călca mult mai ușor. Nu se șifonează atât de tare hainele. Folosim balsamul de rufe. Cele care aveți uscător de haine, puneți pe o batistă, pe o cârpă, pe, nu știu, pe ceva, câteva picături din balsamul de rufe și nu o să vă șifoneze la fel de tare hainele, uscătorul. Da? Plus, la fel, o să vedeți haine pe care altădată le călcați, acum nu le mai călcați folosind balsamul de rufe. Dacă veți folosi direct varianta lichidă, vreau să vă spun că acesta are în el balsam, nu mai este necesar să adăugați balsam și eu la o mașină de 5 kg pentru articole de fiecare zi folosesc decât 10 ml. Doar dacă sunt haine mai murdare folosesc 20 de ml. Să ne înțelegem, acest detergent poate fi folosit și la haine albe. Dar noi ne-am format acea regulă. Dar liniștit, dacă ați luat decizia să vă achiziționați, uitați-vă mai rezervorul mare, zic eu, da? Aveți detergent, cred că pentru un an de zile aproape, în funcție de familia pe care o aveți. Apoi, am o altă sugestie. Nu știu cât folosiți spray-ul de pete. Dragii mei, eu am realizat cât este de benefic acest spray. Eu foarte repede, adică tot timpul îi cumpăram la Dani cămăși, pentru că foarte repede îi se distrugeau cămășile. Le spălam întotdeauna la temperaturi mari, tocmai să îi se curețe bine la gule. Nu mai dați cu bâta pe soții voștri că au mers la biserică cu o cămașă și au venit de la biserică și deja cămașa e murdară. Nu, știți că bărbații au un exces de sebum mai mare decât noi femeile și de fapt pe gulerul acela nu este murdăria că nu se spală, ci este sebumul, este grăsimea. Așa că nu mai spălați cămășile la 40, la 50 de grade, la 60 de grade, cum făceam eu. Avem spray-ul și foarte bine, dați pe guler, dacă trebuie pe manșete. Un domn îmi spune că el inclusiv sub braț își dă cu acest spray. Este bine să rămână măcar 10 minute și pe urmă puneți mașina de spălat. La fel îl puteți folosi pe scurte. Ne spune Mihaela, orele de descoperit spray-ul de pete, o scăpat de o pată veche care nu ieșea cu nimic altceva. Deci vedeți, inclusiv pe pete vechi. Mai mult, pete de ulei, de sosuri, de ketchup-uri, gumă de mestecat, nu știu, grăsime, talpa adidasilor. Deci uitați-vă că are o grămadă de beneficii. Eu nu m-aș mai vedea în casa mea fără acest spray. Bineînțeles, avem înălbitorul, care are un alt rol. Primesc întrebarea de ce să iau și spray și înălbitor. Pentru că sunt două produse foarte diferite, dacă ați observat. Acum știu că sunt unele pete care ies și cu înălbitor, ies și cu spray. Doar că înălbitorul va fi cel care va albi impecabil cămășile ce trebuie albite. Poate ați pus în dulap, în toamnă, o cămașă albă, o iuță, nu știu, un costum popular, un pantalon alb, un pantalon de vară și când acum ați dat să-l scoateți, l-ați scos îngălbenit sau cu pete. Va fi produsul care o să scoată acele pete. Mai mult decât atât, prosoapele de bucătărie,
În felul acesta nu o să vă mai rămână produsele nici rânce, cu miros de rânce, nici cu miros de clor, ci va rămâne un parfum frumos și ele vor rămâne cu adevărat impecabile prosoapele. La fel, eu scot cu un real succes îngălbeneala, mai ales la bărbați, normal au transpirația mai abundentă și atunci se îngălbenesc tricourile, cămășile și eu cu acest produs reușesc întotdeauna să-i scot acea îngălbeneală de la sub braț, de la soțul meu. Ce mai fac cu el? Îl folosesc la bucătărie, la tacâmuri, ceainic, ibric, oală de fasole, între tacâmuri, modele care au pe coada tacâmurilor. Astăzi, de exemplu, am observat la chiuveta de la baie că îmi curge mai încet, adică că mi se adună apă în chiuvetă și nu reușește să se scurgă așa dintr-o dată. Pur și simplu mi-am înfierbântat 4 litri de apă, am dizolvat, cred că, 2 măsurele din acest recipient, da, care e înăuntru doza, cred că și asta mi-e pe la baie, și l-am plânat pe scurgere. L-am lăsat așa vreo 10 minute, după care am dat drumul la apă caldă să curgă mai departe. Imediat mi s-a desfundat scurgerea, deci inclusiv acolo poate fi folosit. Dacă aveți miros în mașina de spălat, vi s-a întâmplat vreodată să aveți miros în mașina de spălat? Am o clientă care îmi spune, Aurica, am un miros în mașina de spălat, de trebuie să-mi cumpăr altă mașină. Și am zis, draga mea, cred că trebuie să-i dai o curățare la mașină. Păi cum? Și am pus oțet, 2 litri de oțet am pus în mașina de spălat și tot îmi miroase. Și am zis, uite, te rog frumos să faci o spălare în gol la 60 de grade cu detergentul acesta. M-a sunat și mi-a spus, Aurica, m-ai salvat. Mi-a ieșit mirosul din mașina de spălat. Fantastic, produsul tău. Da? Deci uite că putem să le folosim la N variante. Dar, dragile mele, trebuie să știm să recomandăm și să folosim corect. Trebuie la apă clocotită, la apă înfierbântată, da? Nu doar cum curge de la robinet, de la microcentrală. Acolo nu e suficient de fierbinte apa, nu este la 60 de grade. Sau chiar dacă pleacă din centrală la 60 de grade, pe parcurs până mai pui invigian sau începui să se răcește. Întotdeauna, mai ales petele dificile, dizolvați la apă fierbinte. Apoi, cu siguranță că mai sunt și alte produse de curățenie, dar timpul se scurge pentru că produsele sunt multe și vreau să trec la un alt produs care este de utilizare zilnică, ca să zic așa, și am luat în mână pasta de dinți și periuța. Dragii mei, cred că noi nu vorbim suficient de pasta asta de dinți. Eu atât vreau să vă zic. Noi, cei care o folosim mai de mult, am uitat de fapt care sunt beneficiile acestei paste de dinți. Mi se pare normal să fie așa. Ieri am fost la Satu Mare. Ieri un client așa mi-a tras 2 palme pentru că mi-a vorbit într-un fel despre pasta de dinți în care mi-am dat seama că nu vorbesc eu. Mi-a spus, doamna Aurica, mai vreau 3 paste de dinți. Iepurașul meu va duce doar pastă de dinți. Am o lună de când mi-ați dat pasta de dinți, dar n-aș mai folosi-o pentru nimic în lume cu altceva. Niciodată nu mi-am simțit dinții atât de puși, de curați, întreaga zi, nu doar după ce am spălat. Dantura pusă, n-am mai simțit-o lipicioasă și lucioasă, grețos cum se întâmplă cu celelalte paste de dinți. Dar el încă n-a văzut faptul că îndepărtează tartul, estompează paradontoza, ajută foarte mult gingiile sensibile, da? Cei care au probleme cu sângerările. Și unde punem economia? Spune domnul ăsta, o folosesc de o lună de zile și nici nu mi se vede pe tub că am folosit-o. Periuțele de dinți sunt tăiate finisate laser. Vorbiți despre ele, pentru că sunt foarte eficiente. Nu au perii tăiați toți uniform și pelul acesta intră mai bine în fiecare zonă. Apă de gură, pastă de dinți, pe de gură, toate sunt aici. Doar că vreau să putem să trecem un pic prin fiecare lucru. Deodorantul de sub braț. Chiar este deodorantul care eu cred că este unic în lume. Nu înfundă glandele sudoripare, absorbe mirosurile neplăcute, te lasă să elimini toxinele din organism, nu-ți lasă pete pe haine, da? Nu te mănâncă pielea, nu te irită pentru că nu are alcool. Da, are aluminiu, dar având în vedere că el nu intră în piele deodorantul,
nici aluminiu nu ți intră în piele și are o doză mică de aluminiu. Vă rog să nu mai spuneți că nu intră, că nu are aluminiu acest deo, pentru că omul care se uită pe deodorant și vede că conține aluminiu te face mincinos sau spune că i-ai băgat pe gât produsul. Are o doză foarte mică de aluminiu, dar el nu intră în piele. El se usucă la baza pielii și absorbe doar tot ce înseamnă miros neplăcut și umiditate. Este foarte important să dăm informația corectă. Apoi, avem nevoie de șampoane. Este al meu, al soțului meu. Șampoanele sunt pentru toate tipurile de păr. Eu, la lungimea mea de păr, un șampon îmi ajunge mai mult de 6 luni de zile, iar la lungimea soțului, cred că îi ajunge un an de zile un șampon. Arătați-mi mie ce alt șampon ajunge atât și dacă puteți să cumpărați la prețul la care este. Apoi, normal că ne spălăm pe mână non-stop, dragii mei, fără să spun cuvinte mari. Eu nu am întâlnit un săpun lichid mai bun și mai eficient decât acesta. Nu usucă pielea, este cu pH neutru, echilibrează pH-ul. Chiar și persoane alergice sunt foarte încântate de el. Absoarbe miros neplăcut, ai tăia ceapă, pătrunjel. Are 450 de utilizări un asemenea săpun. Calculați prețul pe utilizare să vedeți că e mai ieftin decât orice alt produs din comerț. Apoi, avem și bărbați printre noi, dar avem și bărbați acasă și ei au îngrijirea lor zilnică. Am luat o parte, că nu le pot lua pe toate. Gelul pentru curățarea tenului de energizare și ei au nevoie. Spuma, aftershave-ul, aparatul de bărberit, lamele sunt cu aloe vera și cu titan. Deci folosim produsele acestea, nu ne mai crește părul sub piele la bărbați, nu, și cei cu o piele foarte sensibilă nu o să mai fie iritați. Soțul meu tot timpul era iritat după bărberit, mai ales aici în zona gâtului, cum purta cămășile. De când folosește toată gama aceasta, nu mai are probleme, dar aftershave-ul în general, dragile mele, probabil știu că sunt soți care spun, eu nu vreau, nu renunț la al meu, pentru că ei nu știu cât este de bun acest aftershave. Cumpărați-l odată, când vedeți că îi se termină a lui, este pe terminate și poți să spui, dragul meu, pentru că te iubesc, vreau să miroși frumos, vreau să ai un ten bun, vreau să nu te mai iriți, uite, ți-am cumpărat acest aftershave extraordinar. Și o să-l folosească odată de 2 ori, după aceea nu o să mai vrea să folosească altceva. Plus că îți ajunge cam cât. Depinde cât de des îl folosesc și eu. Pentru că, da, acest aftershave, doamnelor, îl folosim și noi după epilat. Nu se poate să nu avem gelul de duș în casa noastră. Depinde care vă place. Acesta este cu ceai verde, aloe vera și extractul de sămânță de strugure, dar este și cel cu miere de albina. Da? Este variantă mică la 400, dar nouă ne place cel de 1 litru și este și mai econom. Că sunt între noi și femei și bărbați, normal că avem nevoie și de întreținerea tenului, de îngrijirea tenului. Chiar dacă ai un ten uscat, sunt fer convinsă că din când în când mai îți iese câte un coș și ai grijă ce faci și cu acel coș în acea perioadă a lunii, nu-l strânge, pentru că în felul acesta o să-ți distrugi destul de tare zona aceea și într-o lună ți iese aici, în cealaltă ți iese aici, în cealaltă dincolo și o să constați că într-un an de zile ți-ai lezat țesutul pe întreagă față, storcând coșurile. Noi, chiar dacă avem tenul foarte gras, acest tratament pentru îngrijirea, pentru tratarea imperfecțiunilor, pentru coșuri, le avem în casa noastră, este foarte simplu de pus direct pe coșuri. Dacă ai și copii adolescenți care au coșuri, te rog frumos, nu sta fără acest produs în casă și învață să-l folosească corect. După aceea, acum mai vin și sărbătorile, mai avem și bucătăriile deschise, mirosul de gătit mai merge și în cuier pe haine. Eu ador foarte mult acest spray de împrospătare, pentru că am dat un puf, 2, 3, depinde în ce suprafață dau, absorbe tot ce înseamnă miros neplăcut în casă și imediat neutralizează și rămâne un miros foarte, foarte curat. Apoi, normal că și noi avem nevoie să ne îngrijim tenul. În casa oricărui femei, trebuie să existe cel puțin un demachiant, un tonic, un demachiant de ochi sau apă micelară, o cremă de ochi, o cremă de față,
cremă de zi și de noapte, bineînțeles, și masca de exfoliere, eu spun că ar trebui să nu lipsească din nici o casă. Pentru că este cu adevărat miraculoasă, spun eu, de masca aceasta. Apoi, bineînțeles, un rimel, un creion de sprâncene sau ceva, avem nevoie de ele. Și dacă am făcut curat în casă, avem, ne curățăm corpul nostru, a soțului, mă rog, avem nevoie și de sănătatea noastră, de îngrijirea noastră interioară, dragii mei. Am lăsat sănătatea la urmă pentru că mi-este foarte greu să mă opresc să vorbesc despre ea. Este lucru pe care noi îl prețuim cel mai mult. Și aici suntem atât de norocoși să avem cei mai buni suplimenți din lume. Am văzut-o aici pe noi și pe doamna Daniela Biro. Ne vorbește foarte frumos despre gama de sănătate de fiecare dată. Nu știu dacă mai este sau a ieșit, nu mai regăsesc acum. Dar fiecare dintre noi putem să citim despre produse, putem să participăm la întâlniri. Și eu o spun în felul următor. Nu știu ce faci. Chiar nu știu ce faci. Nu mă interesează ce faci. Dar eu spun că trebuie să faci un minimorum pentru tine. Fie iei măcar un daily pe zi, fie măcar, fie double X ar fi cea mai bună versiune. Adică asigurarea RCA, cea obligatorie, sau asigurare casco. Avem nevoie de aceste multivitamine și multiminerale. De tine depinde dacă vrei să fii energic, să fii pozitiv, să nu fii stresat, să fii sănătos în primul rând, îmi place mie să spun. Apoi avem mare nevoie de calciu. Calciu, magneziu și cu vitamina D este mineralul care, după părerea mea, este cel mai necesar din corp pentru că îl găsim aproape în fiecare celulă noastră, la fel ca proteina. Și fără ea atragem foarte multe boli dacă noi avem o lipsă de calciu, de magneziu și de vitamina D. Nu am să le număr pe toate, dar avem nevoie pentru mușchi, inimă, creier, ochi, oase. Deci am spus doar așa câteva chestii, dar beneficiile sunt foarte, foarte mari. Vitamina C. Vedeți ce viroze urâte sunt în perioada aceasta. Vedeți câte 2 ani încoace, câte boli au trecut peste noi cu pandemia și cu toate celelalte. Dragii mei, avem cea mai bună vitamina C posibilă. Este cu eliberare prelungită timp de 8 ore. Putem să bem o carafă de suc de lămâie pe zi, adevărat, dar este solubil în apă. Cât îl avem, până am plecat la toaletă, de acolo încolo, adios vitamina C. Cine ne mai protejează? Doar cel de sus. Așa că 8 ore această vitamina C ne protejează. Zilnic o vitamina C, dragii mei. Avem printre noi și copii, dar și noi avem nevoie de a face o deparazitare, de a face o detoxifiere. Usturoiul este foarte, foarte bun și vine la pachet cu, pe lângă faptul că ajută în deparazitare, ajută în imunitate, ajută în reglarea tensiunii, ajută împotriva stresului. Deci este un supliment alimentar. Este cel mai natural antibiotic, dacă vreți, și mai puternic de uneori, chiar și ca și un antibiotic. Deci ajută foarte mult în infecții urinare, în infecțiile rinice, prostate. Deci are o gamă foarte largă de utilizare usturoiului. Apoi, odată cu vârsta, cei care nu au folosit calciul la momentul potrivit, au fost durerile de oase, de articulații, părinții noștri sau poate și noi, dacă am ajuns la o vârstă și n-am avut grijă până acum, avem nevoie de glucosamina și bonzvelia. Este produsul despre care aș vorbi foarte mult, pentru că am foarte, foarte multe feedback-uri datorită acestui produs. Tot ce înseamnă pachetul de roze care vine după 40 de ani pentru unele persoane. Eu încă n-am pachetul de roze, mulțumesc frumos, dar da, îl folosesc de câțiva ani, fac pentru întreținere. Tot ce înseamnă gonatroză, artroză, osteoporoză. Și am să vă spun, mama mea, în urmă cu 2 ani a fost diagnosticată cu osteoporoză. A făcut acel test, știți dumneavoastră cercul acela, și era în roșu. Un an de zile i-am dat glucosamina și bozvelia. La un an, când s-a reinternat înapoi și a făcut analizele, doctorița a zis, nu se poate, este o greșeală. I-a refăcut încă o dată testul de osteoporoză și era în zona verde. A zis, incredibil, încă așa ceva n-am întâlnit, doamnă, ce ați făcut? Și a spus, mi-a dat fata niște suplimente alimentare. Habar n-aveți că și în ziua de astăzi, de 2 ani de zile, eu la acel spital, pe acea secție, duc produsele de sănătate, pentru că a fost uimită doctorița de ce a putut să facă suplimentul acesta.
Deci nu uitați. Este miraculos. Și încă ceva. Inclusiv în răcel, dragii mei, iau glucosamina și boswellia. Știți de ce? Este antiinflamator și avem nevoie de antiinflamatoare în perioadele de răceală. Ce antiinflamator poți să iei să nu te doară stomacul, să nu ai alte reacții adverse? Și ai și pentru răceală, ai și pentru articulații. Deci uitați-vă cum le putem folosi. Și apoi, bineînțeles, sunt cele două suplimente alimentare care la noi sunt zilnic de când au apărut, Immuno, vitamina C, zincul și extractul de soc. Când am aflat de câte multe beneficii are acest soc, nu mi-a venit să cred. Iar Bifocus este cel care mă ajută și la ora aceasta să fiu fresh, chiar dacă de dimineață am avut foarte multă activitate, foarte multe discuții. Uneori mă lasă vocea, dar nu energia, da, și nu starea de bine și chiar îl folosesc. Deci, dragii mei, am vrut să vă fac un pic cunoscute produsele la cei care nu le cunoașteți. De ce am vrut să fac acest lucru? Cum am mai spus, cu riscul de a mă repeta, nu știi ce să-ți cumperi dacă tu nu folosești produsele. Nu poți să recomanzi în cercul tău de cunoștințe dacă tu nu cunoști produsele. Nu poți să ajuți pe mama, pe tata, pe fratele, pe nașa, pe vecina, oricât ai vrea, dacă tu nu știi ce problema are. De exemplu, dacă îți spune o soră, păi, am fost cu copilul în pădure, s-a făcut cu rășină de brad, căinuța. Nu, ce să faci? Asta îi, da? Exact. Dar dacă tu știi, draga mea, am ceva ce te poate ajuta. Tu trebuie să știi ce poți să faci. Ți se plânge una, vai, mi s-a înfundat scurgerea la cuvetă. Tu ce spui? Du-te, cumpără-ți cauciuc din ăla. Du-te, cumpără-ți din ăla de desfundat. Nu, draga mea, tu n-ai înălbitorul în casă? Mai fac și pe post. Tu n-ai înălbitorul de la noi în casă? Nu, serios. Dar tu chiar nu știi cât e de util și la aia, și la aia, și la aia? În momentul ăla eu garantez că ai făcut vânzare. Da? Și e important să vinzi primul produs. Al doilea, aproape că vine singur. Pentru că omul deja are încredere și îți mai cere și alt, și alt, și alt produs. Am stat aseară, am făcut un calcul. Eu cred că ieri am făcut în jur de 600 de puncte. Într-o zi. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că știu foarte bine ce am în portbagaj și nu vând că am în portbagaj. Vând pe nevoia omului. Și omul la care i-am dat astăzi, mâine sau poi mâine, mă sună cu încredere să-i recomand ce are nevoie. Pentru că deja mi-am câștigat încrederea că nu vând că am în portbagaj, ci îi dau exact și știu exact ce face produsul. Dar, dragii mei, dacă sunt printre dumneavoastră care nu folosiți produsele, tu nu ai certitudinea că produsul va face ce spui. Eu pot să spun de 10 ori fraza: ăsta mi-a desfundat cuveta, ăsta mi-a desfundat cuveta. Dar dacă tu n-ai desfundat-o pe a ta, tu nu o să mă crezi. Și nu o să poți să vorbești cu încredere despre produs că face treaba aceea. De aceea, poate ne auziți vorbind în prezentări de produse, dar dacă nu ne auziți pe noi, atât de frumos explică la fiecare produs pe pagina voastră. Știu că noi am lăsat-o mai moale, dar eu când m-am înscris în afacere, îndrumătoarea mi-a spus: Aurica, zilnic îmi înveți 3 produse. Nu a interesat-o de unde. Zilnic erau manualele, atunci nu era așa descris pe Facebook, adică pe internet nu era chiar așa dezvoltată rețeaua. Zilnic mă înveți despre 3 produse, erau manualele care ne veneau și le plăteam. Și seara mă suna: astăzi ce produse ai învățat? Și trebuia să spun despre ele. Deci eram ca la școală. Dar asta m-a ajutat. Că mi-era rușine că mă sună seara și eu ce-i spun. Da? Sau poate spuneam, na, astăzi am învățat doar 2, că al treilea n-am apucat. Dar știi bine alea 2? Da. Ce ai înțeles despre ele? Și alea 2 produse, le-am spus, ok, lasă că înveți mâine 4. Deci nu mi-a spus niciodată că lasă că e bine și 2. Mâine vezi 4. Da? Deci așa a făcut cu mine, îndrumătoarea mea. Și trebuie să-i mulțumesc pentru asta, că m-a ajutat. Și, dragii mei, eu știu că tentația e mare, mai ales dacă ești la început în proiectul acesta.
te duci în magazin și îți cumperi că. Zici, na, ăsta pare mai ieftin. Nu-i mai ieftin. Nu-i mai ieftin. Și mai gândește-te la ceva. Dacă tu îți faci lunar o comandă de 100 de puncte, mai ai un cupon. Luna următoare mai ai reducerea de 27 de lei. Dacă tu vorbești luna aceasta cu două persoane, cu două, deși eu spun măcar cu două pe săptămână, că dacă vorbești cu două pe săptămână, pe luna ai 8, da? Oricât ești de ocupat, cu două persoane pe săptămână poți să vorbești. Îți crești numărul de comenzi. Iar clientul mulțumit îți aduce alt client mulțumit. Dar nu o să poți să faci niciodată asta până când tu nu ești consumator fidel a produselor din magazinul tău. Ok. Cred că în geanta am rujul. Oricât de tentante și de faine par rujurile de la Artistry, când m-am uitat prima dată cât era de aurit, de fain, de, am înțeles că are factor de protecție, m-am uitat la el 100 și un pic de lei, am zis, wow, e foarte scump. Dar pe de cealaltă parte m-am dus în magazin, da, am pus mâna pe un ruj în magazin și l-am dat înapoi. Am zis, nu, nu-l vreau. Și m-a întrebat, doamna, dar vă dau altă nuanță. Nu, doamnă, mulțumesc frumos, m-am răzgândit, nu-l vreau. Mi-am dat seama că eu nu am să pot să vând acest ruj și nu am să pot să vorbesc despre el până eu nu-l folosesc. Apoi m-am gândit la beneficiile acestui ruj. Nu conține plumb. Nu e făcut din untură de câini și din formol, dragile mele. Este făcut din bază naturală. Este făcut din minerale. Are factor de protecție inclusiv pentru buze. Nu se mai deschide niciodată în geantă pentru că el trebuie rotit. Este foarte hidratant. Este justificat prețul acestui ruj? Este justificat? Da. Să nu vă mai îndoiți de prețurile lor. Vă întreb de unde beți cafeaua? De unde vă beți cafeaua, dragile mele? Vă luați din supermarket? N-are puncte. Nu vi se întorc banii înapoi. Și nu e la fel de bună. Oricine bea cafea la mine, nu-i mai place altă cafea. Mi s-a întâmplat inclusiv cu mama mea, care e o zgârcită, pentru care o pensie foarte mică, și a zis, Doamne, nicio cafea nu mai îmi place. Mi-a adus fratito din Olanda, mi-a adus ăla din Germania. Nu-i mai bună, nu mai îmi trebuie. Le-am spus să nu mai aducă cafea, că nu mai beau. Îmi trebuie numai din asta. Da? Mama mea, care are 70 de ani, poate să facă diferența. Și atunci te întreb pe tine, care ai 20, 30, 40, 50 de ani, de ce nu faci diferența? Ai folosit vreodată pastele de la Emoi? Ai folosit vreodată uleiul de măsline? Ai folosit oțetul balsamic pe o salată? Deci, dragii mei, v-am ținut mult peste cele 30 de minute obișnuite, dar n-am putut să vorbesc mai puțin, având în vedere și am adunat o parte din produsele de casa mea. Nu le-am adunat pe toate care le folosesc de la Emoi. Mai sunt. Dar am vrut să vă fac foarte conștienți. Sper să nu mă înjurați, că e săptămâna mare. Dar chiar vreau să vă fac să înțelegeți. Chiar vreau să vă fac să înțelegeți. Cu drag, Oana, nu știu, dacă aveți întrebări, dacă vreți să mă întrebați despre produse, dacă, nu știu, orice, vă răspund cu drag. Puteți să-mi scrieți sau să vă deschideți camera să mă întrebați. Dar nu uitați, tot ce vă puneți în coșul vostru de cumpărături are puncte. Vă creați un obicei de a vă face cumpărăturile de aici. Folosind produsele, câștigați încredere. Având încredere, recomandați cu încredere. Mi-am schimbat telefonul, mi-am cumpărat un alt telefon, mi-a expirat cardul, m-am dus la bancă. Stând cu domnul de vorbă să mă ajute cu toate cele modificările, mi-a zis astăzi, se uită la mine, se uită în calculator, se uită la mine. Eu nu înțeleg de ce sunteți așa de liniștită. Am uitat la el și mi-a venit să râd. Dar cum ar trebui să fiu? Păi zice, de regulă clienții mei, care cred că era domnul care se ocupă de parte de afaceri, da?
toți sunt stresați, toți sunt nervoși, toți sunt cu mâna pe ceas, toți strămură, toți, zice, au reacții, nu vine să cred. Afacerea noastră cu ce se mănâncă, ce sunteți atât de liniștită? Ce s-a întâmplat? Vă dați seama? S-a închis banca, toată lumea a plecat din bancă și a rămas el în bancă, pentru că eu am făcut planul de marketing, eu am vorbit despre afacere și omul vrea afacerea pentru soția lui, are copii, are nepoți și vrea afacerea. Oare eu m-am dus în banca respectivă ca să-i vând omului? Nu. Eu m-am dus să-mi rezolv nevoile mele. Și omul normal, că având tot desfășurătorul lui cu toate veniturile, că i-am cerut și extrasele de cont și nu știu ce, au văzut ce se întâmplă acolo. Da? Și au spus, câți angajați aveți, doamne? Nu am niciun angajat. Serios? Serios. Pe cum puteți trăi așa liniștită? De unde voi vii prin banii ăștia? Deci omul a început să pună întrebări. Andreea, după ce am încheiat conversația cu tine, s-a întâmplat chestia asta. Da? Deci asta avem în mână. Dar cum puteam eu să vorbesc cu omul ăsta despre toate lucrurile dacă eu nu le foloseam? Dacă eu nu cunosc beneficiile produselor? Vă rog, realizați lucrul acesta. Și nu mai spuneți, produsele noastre sunt mai scumpe. Mama ei de lume, da, e adevărat, dau pe o cremă aproape 300 de lei, dar mă ajunge 6 luni de zile, dar se vede pe fața ta că o folosești. Am slăbit 7 kg, chiar discutam cu Nicoleta, dar pe fața mea nu se vede că am slăbit. De ce? Pentru că am produse foarte bune care îmi hidratează și nu-mi lasă fața să-mi curgă. Tocmai. Deci asta e chestia. Uitați-vă la ce face produsul, nu doar că îl cumpărăm că pare mai ieftin și de fapt el e groaznic de scump. Gata. Aici mă opresc, pentru că chiar v-am ținut foarte mult, aproape o oră. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu drag. Mulțumesc și eu, doamna Jana, sper că nu v-am supărat. Tot ce am discutat aici nu a fost cu scopul să vă jignesc pe niciunul. Dacă v-am jignit, îmi cer scuze. Dacă simțiți că v-am criticat, îmi cer scuze. Îmi cer iertare. Dar tot ce am vrut să fac, vreau să realizați, dragii mei, pe ce mine de aur stați. Avem aur în gospodăria noastră. Doar trebuie să știm să-l valorificăm. Dacă aveți întrebări, răspund cu drag, dacă nu ne despărțim. Mulțumim, Aurica, foarte bune informațiile. Mulțumim.